Sunt Oana Petrescu, psiholog și psihoterapeut de orientare psihanalitică și vă vorbesc astăzi despre un titlu apărut recent la editura Herald, Rătăciți în labirint, chipuri ale bântuirii și mântuirii în procesul terapeutic, o carte scrisă de Lavinia Bârlogeanu, în care se împletesc literatura, psihanaliza și mitologia. Autoarea pornește la drum cu o dedicație către aceia dintre noi aflați în căutarea, sau mai bine spus, în dorul față de sinele autentic, o călătorie provocatoare, presărată de iluzii, de spaime, de ocolișuri și reveniri la cale, dar pe care am face bine să-l parcurgem fiecare dintre noi așa cum poate. Labirintul, care de altfel este și tema acestei cărți, e folosit ca metaforă pentru călătoria noastră prin viață. Cu toții avem un labirint interior cu care intrăm în contact datorită și nu în ciuda dificultăților cu care ne confruntăm. Labirintul mai este folosit și ca o metaforă pentru tendința psihanalizei de a căuta adevărul profund inconștient. Întoarcerea în labirint vorbește despre nevoia noastră de a ne confrunta cu durerile și dificultățile personale, cu alegerile proprii neconforme cu realitatea externă, cu propriile cruzimi, cu propria ură și cu propriile furii. Ieșirea din labirint, în schimb, presupune încetarea sacrificiilor pe care le-am tot făcut pentru a ne elibera de sub puterea lor și trăirea suferinței autentice, a pierderilor, a vinovățiilor, a rușinii. Presupune ieșirea din paradigma țapului ispășitor, în care celălalt e de vină, și asumarea responsabilității propriilor contribuții la starea de fapt a vieților noastre. Și mai presus de atât, labirintul înseamnă contactul cu adevărul, a ne cunoaște cu adevărat, a ne accepta și a ne trăi propriul adevăr. Autoarea vorbește în carte și se folosește de un repertoriu de mituri pentru a explica parcurgerea acestui drum prin labirint și ieșirea din el. Personajele sunt văzute ca funcții psihice și acțiuni deschizătoare de scene psihice. Ce e important să înțelegem e că nu avem un singur mit al nostru, ci mai degrabă există o înlănțuire de teme mitologice, pentru că tocmai această înlănțuire ne ajută să ne construim propriul nostru mit care articulează universul interior. În final, vă recomand cu mare căldură să parcurgeți această carte, atât din postura de specialist, cât și din cea a oricărui cititor interesat de înțelegerea mecanismelor inconștiente și a felului în care experiențele de viață ne modelează destinul, identitatea și imaginea de sine. Vă urez lectură plăcută!